Bună ziua, dragii mei prieteni, mă numesc Dana Uzacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, sănătoși, voioși, vă doresc sănătate. Fetelor, eu astăzi aici cu voi, câteva minute, nu mult, vreau să vă arăt un truc nemaipomenit, voi face o mască de păr, voi vorbi despre ceaiul de usturoi, la ce ajută și voi vorbi despre bunătatea sau alimentul de aur, care tămăduiește toate bolile. Așa, eu astăzi vreau să vorbesc despre usturoiul. Ce înseamnă usturoiul? Usturoiul este un aliment folosit în rețete culinare, dar să știi că dacă mănânci 4 căței, 5 căței de usturoi pe zi, vei avea o schimbare totală la corpul tău. Așa, el este consumat de veacuri. El crește în grădina noastră, și multe lume din noi îl știe, îl cunoaște și îl știe, da. Dar știați că Hipocrat a fost primul medic din lume, tămăduia toate bolile cu usturoiul, să știți. El dădea la pacienți ca să mănânce usturoi și făcea remedii, dar usturoi crud. El tămăduiește răceala, virusurile, dureri de gât, dureri de măsăle sau de dinți. Usturoiul, deci, dă în jos tensiunea arterială. Cine are, adică, tensiune mare, el dă tensiunea arterială jos. Adică, dacă noi avem tensiunea mare, dacă mănânci un cățel doi de usturoi, să vezi cât scade tensiunea. Chinezii și în ziua de astăzi tămăduiesc medicii chinezi, tămăduiesc, licuiesc oamenii cu usturoi. Este foarte bun. El ajută la circulația sângelui, omoară toate bacteriile și întărește imunitatea. El este un antibiotic. Să știți, dar este un antibiotic natural. Dar să știți că omoară și toate virusurile din organism. Dar foarte mult ajută și omoară celulele canceroase. Nu e pur și simplu multă lume care nu a învățat. Nu știi că usturoiul este un antibiotic natural și deci tămăduiești cancerul. Ori omoară celulele canceroase. Și usturoiul curăță organismul de toxini, paraziți, vermi. Dar nu se termină aici. Din usturoi poți face măști de față și măști de păr. Chiar dacă faci un ceișor de usturoi, îți curăți ficatul gras sau sângele. Este nemaipomenit de bun. Eu astăzi vreau să fac o mască cu usturoi crud pentru podoaba mea capilară. Dar să vedeți cât de curajoasă sunt și pot mânca 5-6 căței de usturoi aici cu voi, ca să vedeți că usturoiul ajută și la pielea noastră frumoasă. Ați știut că usturoiul face pielea frumoasă sau tenul nostru frumos? Ați știut că el omoară acneea sau bubile care le avem noi pe față, coșurile mari, coșurile negre, albe. A știut că usturoiul ajută și la psoriazmă și la bolile de piele. A știut că usturoiul luminează și înalbește pielea. Așa, deci eu am aici câțiva căței de usturoi, dar îi faceți cum vreți. Puteți îi dați și pe razătoare. Eu am aici, îi dau pe razătoare ca să fac o mască de păr. Știți că usturoiul ajută foarte mult și ajută și la scalp, dar îngroașă părul. Adică persoanele care au matreață și persoanele care au psoriazm în cap, să știți că usturoiul îți vă ajută foarte mult și chiar la căderea părului. Noi deseori căutăm multe măști ca să dăm pe părul nostru, ca să crească părul, dar nu știm că această bunătate de usturoi ne ajută să creștem părul nostru. Așa, deci eu am dat câțiva căței de usturoi prin răzătoare, ori îi fărâni mărunțel cum vrei tu. Și eu trec deci la masca mea de păr să vă arăt cum fac eu masca. Așa, deci eu am revenit să vă povestesc mai departe despre usturoi și să vă fac aici cu voi o mască de usturoi pentru podoaba mea capilară. Așa, persoanele care au acnei, dacă, de exemplu, voi puneți un cățel de usturoi, îl curățați bine
și voi ștergeți fața pe deci tenul pe față unde aveți voi acnei. De exemplu, aveți acnei aici, acnei apare pe obraj, buze, dar apare și pe gât. Atunci te dai cu o bucată de usturoi pe acnei. Vei vedea că usturoiul usucă acneia ta și coșurile care sunt umflate. Da? Să știți că usturoi este foarte bun pentru pielea noastră, pentru tenul nostru. El întărește imunitatea și îți face o piele frumoasă. Îți mă întrebi așa, Zidana, tu mănânci usturoi? Da, foarte mult. Dacă drept, usturoi este mâncarea mea preferată, da? Îl combin cu roșii sau cu alte legume. Îți întrebi, Zidana, câți usturoi mănânci? Și zic că ești nebună, îi sunt zice așa, fiu precis, când postarea aceasta, îi sunt zice așa, Zidana, și de mult usturoi mănânci. Da, eu mănânc foarte mult usturoi, foarte. Câteodată mă sporesc cu bărbatul meu, deși mănânc atât de usturoi, dar să știți că usturoiul îți dă o energie foarte puternică la corpul tău. Ia să înfrumusețează pielea ta, ia crește părul tău frumos, ia-ți curăță rinichii, dar te ajută și la durerile de oasă. Cum fac eu, că eu am făcut usturoiul meu? Nu pun nimic. Am o foaie din aluminiu. La mine se numește o foaie de aluminiu, fiindcă ea are magnet. Să știți, puneți o foaie de aluminiu și puneți usturoi dat prin răzătoare, foarte bine pisat bine, și îngăliți mâna așa, foaie de aluminiu sau pe genunchi sau unde ai tu dureri. Să știi că este foarte bine. Ia să încălzești de la foaie de aluminiu, dar mai ales cotul, genunchiul, mâna, după cap, umbru, ce te doare, pui cu așa foaie de aluminiu. Să știți că este foarte bun și ajută foarte bun. La noi se numește în limba rusă faliga. Dar ajută nemaipomenit de bun. La genunchi, la os, unde ai tu. Așa, dar noi ne-am pornit, l-au făcut mască din păr, așa, din usturoi. Să știți că și chinezele acum fac foarte mult, adică fac măști de usturoi cu apă de orez, știi, pentru părul lor frumos. Și brazilercele, tot. Cine cunoaște brazilerci, au un păr foarte plăcut și un păr foarte mare. Numai decât mâncați măcar 10 grame de usturoi pe zi. 10 grame, că este bun. Zici, da, nu și corajai. Da. Persoanele care mă scriu știu precis că, care cer un sfat de la mine, știu precis că eu spun în primul rând să mănânci usturoi. Cu usturoi este antibiotic și îl tămăduiește toate bolile, toate. Vei vedea măcar o lună de zile, dacă tu mănânci usturoi, este usturoi, să nu știți că este altceva. Dacă vei mânca o lună de zile usturoiul, corpul tău îți întărește imunitatea, dar nu numai. Și unghiile și dispare ciuperca de la picioare sau unghiile bolnave sau ajută la vedere, întărește vederea, ajută părul, deci are foarte multe, tămăduiește foarte multe boli. Dar noi nu uităm că usturoiul omoară celulele canceroase. Puteți să mâncați și puteți să beți și ceai. Fiindcă ceaiul ajută la ficat. Ai să zici, Zidana, tu mănânci ca pe biscuiți. Da. Într-adevăr, eu mănânc foarte mult usturoi, mă iau la spor și asta îmi spune, Zidana, cât de curajoasă ai fost. Într-adevăr, sunt curajoasă, fiindcă eu nici nu atâta usturoi mănânc, că eu nici nu mai sunt gust. Dacă cinstit, mănânc foarte mult usturoi. Tata meu, Dumnezeu să le arăt, era uzbek
Și el ne-a învățat să mâncăm usturoi. Usturoi permanent. Da, usturoi este bun și în salate, usturoi este bun și în diferite legume coapte, dar mănânci crud. El ajută 100% crud, să știți. Și eu încep a face masca mea de păr cu usturoi crud. Numai cu usturoi crud. Așa, încă o chestie. Eu astăzi am să pun masca mea puțin ulei de mușețel sau de romașcă să numește, sau se numește în Europa de camomilă. Ați spun 2-3 linguri, fiindcă uleiul de mușețel ajută foarte bun la păr, la căderea părului. 2 lingurițe am aici, eu singur cu fac uleiul de mușețel. Îi scriu data când este făcut. Așa. Și amestec, fărăm foarte bine usturoiul. Încă o dată, dacă aveți probleme pe față sau acne, dați și dați pe față, numai decât vei vedea că fața ta îți schimbă și îți lucește fața. Să știți, eu mai am un cățel de usturoi aici, îl mai mănânc cu voi. Știu precis ca să spun Zidana cât de curajoasă e. Da, eu mănânc foarte mult usturoi, foarte mult și deja corpul meu s-a deprins. Usturoiul trece pe uitul din urechi și ne știm. Usturoiul omoară toate virusele care noi le avem în organism. Toate. Și este foarte bun. Foarte bun. Aha. Mi se zice așa, Zidana, cât de curajoasă ești. Da, fetelor, sunt curajoasă. E usturoi, usturoi. Da, e iute, dar eu nu sunt, fiindcă mănânc foarte mult. Multă lume pe mine mă întreabă, Zidana, ce faci la pielea ta, că este lucioasă, este frumoasă, este sclipitoare. Eu vă explic. Usturoiul. Eu foarte mult iubesc așa și așa, foarte mult. Roșii la mine, castraveții, pătrunjelul, coriandru, la mine nu se mai muntă din casă niciodată. Niciodată. Dar aceste două elemente, alimente, sunt pe primul loc, să știți. Cam nu prea mănânc eu în fața voastră, dar am vrut să vă arăt că este posibil și e foarte bun. Așa, hai trec la masca mea. Cu degețelele. Așa. Dau pica numai decât, mai ales unde noi avem matreață, unde noi avem psoriazm, unde noi avem cade pielea, ori să desprinde pielea de pe cap, în așa mod. Dacă cinstiți și tu ai foarte mare cădere de pe păr, poți face de 2 ori pe săptămână. Știu că s-au multe comentarii la această postare. Îți sunt spus, Zidana, ce curajoasă ești, că eu fug de usturoi, că el miroase urât. Da, el miroase urât, dar să știți că este pentru primele alimente foarte sănătoase. Cum iei mirosul de usturoi din gură, cu un pahar de lapte, speli dinții cu pastă de dinți, bicarbonat de sodiu, iei o linguriță de miere și vei vedea că nu ai miros din usturoi. Nu este nimic că el cade, dar să știți că ajută foarte mult. La picioare, la dureri de genunchi, eu v-am arătat cum faci usturoiul, eu ți-am arătat cum faci 2 căței de usturoi, tot într-o ceașcă de apă și-l bei pentru curățarea sângelui și tensiunea cade jos. Eu ți-am arătat cum poți mânca tu usturoi, câte 3-4 căței, că știu precis că multă lume zice, da, da, tu mănânci mult usturoi, da. Eu mănânc fiindcă el întinerește, mai ales tenul nostru, fața noastră, el întinerește pielea de pe corp. El curăță de toate bacteriile, toate virusurile. Video a fost puțin mai lung, fiindcă eu nu prea mănânc în fața voastră. Deja voi mă cunoașteți. Dar să știți că acest minunat aliment, el este foarte bun, foarte. Nu fugiți de el. Multă lume fuge de el, nu fuge de el, dar crud. Multă
arabai și chiar își fac masaj cu usturoi pentru piele cine are psoriazm. Eu vă las, stau cu masca mea maxim 20 de minute, apoi îmi spăl capul de două ori cu șampon. Bine, bine. Dacă vrei și ai foarte mari probleme cum să aibă urechea dermovată, fără în ușor cu un storcător sau cu râșniță usturoiul, apoi ungi pe capul tău unde ai tu probleme. Așa. Ați văzut, eu nu am oprit video. Ați văzut că eu am mâncat usturoiul, mă mănânc câțiva căței de usturoi. Acestea sunt legumele mele preferate, mai am și ceapă, dar în alt video voi vorbi despre ceapă. Eu vă doresc sănătate, nu fugiți de acest aliment, că el este sănătatea și omoară toate celulele canceroase, de colesterolul jos, ajută la pancreas, la stomac. Dacă tu mănânci usturoi și doar stomac, să știi că tu ai rană la stomac, să știi că ai infecție în stomac, de aia și te doare. Așa, sunt vii cu voi aici, vă doresc sănătate, aveți grijă, eu vă iubesc, cu voi a fost prietena voastră Zidana. Îmi scrieți din ce țară mă priviți și dacă voi mâncați usturoi. Ori dacă nu ai mâncat niciodată usturoi, știu că sunt persoane care nu iubesc și fug de acest aliment, că este un aliment de aur. Poți face și ulei cu el. Pe canalul meu de YouTube eu am cum am făcut ulei de usturoi. Te iubesc! Ceau, ceau, Zidana! Știu că îi să mă faci nebună, dar nu sunt. Credeți-mă că eu sunt sănătoasă, eu știu ce mănânc, eu mă uit după sănătatea mea, eu mă uit să arăt bine și mănânc sănătoasă, știți? Dacă spun pariu cu cineva că eu mănânc că pățin de usturoi, eu le mănânc și câștig. V-am salutat. Ceau, ceau.